Vicepreședintele Curții de Apel din Timișoara lucra în magistratură de mai bine de 10 ani. În 2002 a debutat ca judecător la Tribunalul din Caraș-Severin, iar în urmă cu 5 ani s-a transferat la Timișoara după ce a susținut concurs pentru a ocupa postul. Magistratul este specializat pe codul civil, latura economică. În ultima perioadă a soluționat mai multe dosare de faliment și litigii financiare. În acest an a obținut cel de-al doilea mandat de vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara. Până acum nu a avut nicio abatere disciplinară, așa că niciunul dintre subalternii săi nu se aștepta ca șeful lor să fie implicat într-un astfel de scandal. Mărturisesc că sunt foarte uimită, mi s-a părut un coleg bun, are un comportament cu colegii ireproșabil, deci a fost o surpriză pentru noi toți. Cătălin Nicolae Șerban le-a făcut o impresie bună și vecinilor din blocul în care a locuit împreună cu soția Ramona Șerban, audiată și ea de procurorii de ICOT. Administratorul imobilului are doar vorbe de bine la adresa celor doi. Nu au rămas niciodată restanți la plata întreținerii, erau mereu de acord cu propunerile de modernizare a clădirii și nu au deranjat pe nimeni. Privitor la domnul Șerban, doar cuvinte de laudă și ca toți locatarii, dacă sunt așa, suntem într-adevăr o familie. Exemplar a fost poziția dânsului aici, prin faptul că în fiecare zi văzut cu copiii mergea la grădiniță. În 2011, magistratul s-a mutat împreună cu familia sa la casă, într-un cartier de vile de la marginea Timișoarei. Cătălin Nicolae Șerban ocupa de 6 ani funcția de vicepreședinte la Curtea de Apel Timișoara.